Medicina școlară pare a fi sectorul sanitar pe care factorii responsabili, Ministerul Sănătății și cel al Educației, îl neglijează în totalitate, putând fi considerat cu adevărat cenușăreasa sistemului medical românesc. De acest sector sanitar răspunde direct Ministerul Sănătății, dar a fost pasat sub supravegherea autorităților publice locale. Este bugetată 100% de către Ministerul Sănătății. Nu, acum e trimisă în cârca autorităților publice locale. Nu. Este trimisă în cârca autorităților locale ca și supraveghere a personalului. Pentru că... Care este sub limba lipsei de săvârșire. Fiecare... Doi medici școlari în tot România. Fiecare primar trebuie să facă cerere la Direcția de Sănătate Publică și să-i bugeteze personalul, pentru că salariile și tot bugetul pentru medicină școlară se face prin transfer de la Ministerul Sănătății, via DSP și primării, pentru că au fost cazuri în care primăriile au plătit direct și li s-au imputat primarilor pentru că n-au accesat pentru că n-au accesat fondurile de la Ministerul Sănătății. Conform legislației în vigoare, un medic școlar ar trebui să supravegheze din punct de vedere al sănătății un număr de 2500 de elevi, iar un asistent medical 800 de elevi, pentru că asistența medicală a copiilor ar trebui să fie o activitate laborioasă de supraveghere a evoluției stării de sănătate a copilului de la intrarea în grădiniță până la terminarea liceului sau facultății. Medicii de familie propun chiar și o rezolvare a deficitului de personal prin repartizarea în școli a medicilor care nu promovează examenul de rezidențiat. În medicina școlară se angajează un medic la 2500 de elevi și o asistentă medicală la 800 de elevi. Medici școlari, specialitatea de medicină școlară nu mai există de mult. Medici școlari sunt câțiva care au rămas de pe vremuri. Doi Roman Florescu și Scapun. De mult. Noi am zis că medicii care termină facultatea și nu iau examenul de rezidențiat, să-i angajeze ca medici școlari să facă un curs de o lună de zile, pentru că este o activitate destul de laborioasă și medicina școlară. Nu numai acel triaj, sunt foarte multe lucruri de făcut într-un cabinet de medicină școlară. Trebuie supravegheat copilul începând de la grădiniță până când termină școala sau facultatea. Medicii școlari trebuie să consulte anual fiecare copil din unitatea școlară arondată cabinetului său și să întocmească un raport al stării de sănătate și al evoluției în creșterea și dezvoltarea copilului, adolescentului și apoi tânărului de la intrarea în școală până la absolvirea acesteia. Acel examen se face anual. Deci, aia 2500 de elevi care sunt repartizați pe un medic, el trebuie să-i vadă în fiecare an pe fiecare, trebuie să întocmească la sfârșitul anului un raport în care să scrie împreună cu dirigintele, profesorul, psihologul, astfel încât la terminarea unui ciclu de învățământ să-i dea o caracterizare elevului, astfel încât părintele să știe ce aptitudini are copilul și în ce direcție de învățământ se poate orienta. Pentru că dacă el nu-l duce mintea, nu-i, din punct de vedere psihic corespunzător, nu-l poți pune la un efort foarte mare, că degeaba ai să vrei să-l faci ministru dacă el nu poate face decât o meserie de zidar. Medicii de familie apreciază că Ministerul Sănătății și cel al Educației ar trebui să aibă o strategie și în domeniul medicinii școlare și că ar trebui găsite soluții viabile de acoperire a deficitului de personal și în acest sector extrem de important pentru viitorul națiunii. La Roman sunt mai multe dispensare, dar lipsesc medicii. Practic, pentru cei 6 cabinete amenajate în școli și grădinițe, Primăria Roman a putut angaja doar un medic și 24 de asistenți. O situație disperată este și la Bicaz, unde un singurul cabinet de medicină școlară funcționează cu doar 3 asistente. Primăria Bicaz nu a reușit să angajeze niciun doctor, așa încât medicii de familie sunt cei care efectuează la fiecare început de trimestru triajul epidemiologic pentru sutele de copii care merg la grădinițele și la școlile din oraș. Lucrurile stau și mai prost în ceea ce privește asigurarea profilaxiei stomatologice și a tratamentelor în caz de urgență în școlile din județul Neamț. În total, doar 10 dentiști lucrează la stat. Pentru școlarii și preșcolarii din Roman este disponibil un singur medic stomatolog, deși cabinete există în mai multe unități școlare.